Bine v-am regăsit, dragi prieteni, continuăm o discuție care s-a aprins destul de mult săptămâna trecută cu invitatul nostru, profesor universitar dr. Vasile Boari. Bine ați revenit, continuăm. Bine v-am regăsit. Continuăm, ne-am apropiat de o temă fierbinte, problema etnogenezei. Cine suntem noi, de unde am pornit și mi-aduc aminte o ironie asupra acestei simplificări. Toată lumea are o mamă și un tată, numai noi avem doi tați, Decebal și Traian, că tot este în vogă. Supra-simplificările și generalizările marchează o oarecare lenevire a gândirii. Am văzut cu ajutorul dumneavoastră că lucrurile sunt mult mai complexe și ne-am apropiat pe linia etnogenezei de un alt subiect din această mare dezbatere, cine suntem noi, de factori tradiționali și factori netradiționali de dezbatere, metodologic vorbind, asupra acestui subiect. Da. Ați enumerat factorii tradiționali: origine, limbă, teritoriu, religie. Da. Și acum intrăm în spațiul acesta mai nou al discuției, factori netradiționali. După ce am trecut din momentul Huntington, și am citat din el discuția, toată discuția care s-a creat în spațiul american, pornind la identitatea americanilor, acum aterizăm în spațiul românesc, cum ne vedem noi astăzi românii, pornind de la cu totul alte, chiar și tinerii români educați în școala românească, nu se mai consideră români pentru că vin din Decebal și Burebista și Traian, exact, și mai departe. Exact, da. Eu am insistați să facem această distinție și din rațiuni metodologice, dar și pentru că mi se pare o distinție importantă în perspectiva reconfigurării raportului dintre factorii tradiționali și factorii non-tradiționali. Factorii tradiționali sunt cei pe care i-ați enunțat și toată lumea este de acord cu ei. Unii pun accent mai mare pe origine, alții pun accent pe limbă. De pildă, profesorul Boia spune, domnule, pentru națiunea română, pentru specificul național românesc, limba este elementul definitoriu. Limba este ceea ce ne-a ținut într-un fel la oaltă. Bun. Altcineva ar putea să spună religia este elementul cel mai important, dar întrebarea care vine imediat este care religie, pentru că nu există o singură religie, corect, o singură biserică, un singur cult. Da. Există mai multe și atunci, sigur, te întreb care, pentru că nu mai putem merge pe formula deja învechită. Ești ortodox, ești român, ești român, ești ortodox. Exact, da. Nu mai putem merge pe asta. Da. Atâta vreme cât și nimeni nu mai merge pe astfel de exclusivisme, care nu ne duc niciunde. Chiar dacă ortodoxia este o componentă importantă, sigur, majoritară, să spunem, din punct de vedere statistic. Însă legea cultelor dă drepturi egale tuturor bisericilor, tuturor cultelor și așa mai departe. Uh-huh. Și până la urmă, sigur, miza nu este asta, miza este credința, dar ăsta este un alt subiect. Deci există discuții în legătură cu relevanța sau cu prevalența unuia sau altuia din acești factori tradiționali, dar toată lumea este de acord că sunt factori pe care nu putem să ignorăm, care țin de trecutul nostru istoric și așa mai departe. Deci nu putem să spunem cine suntem, făcând total abstracție de originea noastră, de limba pe care o vorbim, sigur, și așa mai departe. Da? Cineva chiar spunea, nu știu dacă nu chiar tot profesorul Boia spunea că românii sunt toți cei care vorbesc limba română, da? Probabil că unor mai fi uitat-o, alții vorbesc o limbă română mai stricată, dar limba rămâne un element de referință. Deci eu n-am vrut să spun nicio clipă, să sugerez că acești factori tradiționali ar fi total lipsiți de relevanță astăzi și că trebuie să-i abandonăm undeva în muzeul de antichități. Sunt definitorii, dar nu definitivi. Exact, dar nu definitivi. Da. Însă mi s-a părut că au devenit foarte activi, foarte ofensivi, foarte percutanți factorii non-tradiționali. Și aici, când vorbesc de factori non-tradiționali, eu am încercat să-i cuprind într-o singură afirmație, plecând de la o asumție a lui Hegel,
din prelegerile de filozofia istoriei, care mi-a plăcut extraordinar de mult, mărturisesc. Hegel, după cum știți, a fost nu numai mare filozof, a fost, într-un fel, a fost și teolog, în sensul că a absolvit celebra facultate de teologie din Tübingen, a scris în tinerețe mai multe texte care se referă la teologie, la creștinism, la religie. Unul dintre texte este Viața lui Iisus, de pildă, probabil puțină lume știe acest lucru. Hegel are această remarcă extrem de profundă: popoarele sunt ceea ce sunt în făptuirile lor. Am reflectat adânc la această, prima dată mi s-a părut așa o afirmație extravagantă, în genul celor altora pe care Hegel le-a făcut de-a lungul timpului. După aceea, când am stat să gândesc mai bine asupra lucrurilor, mi-am dat seama că este un element capital, un element esențial, că într-adevăr nu ne mai definim astăzi doar prin acești factori tradiționali, origine, limbă, teritoriu, etc., cultură, religie și așa mai departe, ci ne definim în primul rând și suntem recunoscuți prin performanțele noastre în vari domenii, de la domeniul economic, tehnologic, sportiv, turistic și așa mai departe. Filmul, de exemplu, dacă ne gândim la film, spuneam că America la un moment dat era identificată cumva cu Hollywood, adică probabil că puțină lume ar ști și astăzi cine este inventatorul computerului sau cine este inventatorul internetului, dar cu siguranță că despre mari actori a cam auzit toată lumea și despre filmele de la Hollywood a auzit foarte multă lume. Deci sunt acești factori noi care au intervenit pentru că dinamica istoriei s-a schimbat, pentru că s-a schimbat cumva configurația factorilor, factorilor identitari, da? Trăim într-o altă realitate, de fapt, și atunci acești factori non-tradiționali au devenit extrem de importanți. Eu am încercat să pun în lumină acești, sau am folosit această distinție dintre factori tradiționali și factori non-tradiționali pentru a sublinia în ce fel acești factori non-tradiționali au contribuit și contribuie astăzi la definirea identității românești, adică în ce fel ne definesc. Probabil că, sigur, sunt mari inventatori, Vuia, Coandă și așa mai departe, sunt oamenii din medicină, din Babeș, Paulescu și așa mai departe, da? Deci aceste Ana Aslan. Ana Aslan, etc., da. Dar sportul, am pus accent pe sport, pentru că sportul este, în sport se vede astăzi poate cel mai bine, cel mai vizibil sentimentul de apartenență la un anumit grup, la o anumită comunitate națională. Și vă spuneam că am urmărit ieri cu atenție meciul de tenis din Fed Cup dintre România și Cehia și am văzut acolo, într-adevăr, lucrurile erau foarte bine exprimate, foarte clar exprimate, adică românii erau trup și suflet de partea echipei României, cehii erau, sigur, într-un context absolut civilizat. Ăsta este un lucru extrem de important. În același timp avem pasiuni extrem de puternice când câștigă un sportiv român. Toți suntem alături de el, suntem români. Când pierde, este demonizat, amendat, ocărât, și atunci nu mai suntem. Atunci nu mai suntem toți Halep, atunci nu mai suntem toți Halep. Cred că unul din defectele noastre este faptul că nu știm să gestionăm nici succesele și eșecurile cu atât mai puțin. Pur și simplu nu știm să le gestionăm. Și dacă vorbim de succese, de exemplu, de reușite, de performanțe, eu mai urmăresc forumurile, mai citesc ce comentează lumea pe forum. Și de foarte multe ori am remarcat că oameni care au adus glorie acestei țări, care i-au crescut într-un fel prestigiu, și mă refer la mari sportivi, sunt înjurați ca la ușa cortului pe forumuri de către români. Adică chiar și acum, după Fed Cup, după succesul din
din Cehia, am văzut și oameni care înjură, când pe unul, când pe altul, chiar membrii echipei, înjură pe Halep, înjură pe Năstase, înjură pe Țiriac, a făcut avere și așa mai departe. Da, da. Din păcate, nu știm să ne apreciem nici valorile și despre subiectul ăsta chiar ar merita să discutăm mai mult, pentru că eu nu vreau să spun ce îmi spunea cineva, invocându-l pe Cioran sau atribuindu-l lui Cioran. Am căutat și n-am găsit niciunde, cum că am avea un defect de fabricație. Pentru că, în fond, ne-a făcut același Dumnezeu pe toți. Deci nu știu dacă suntem mai buni sau mai răi decât alții și, în orice caz, nu putem discuta în termenii ăștia. Cu toate că Cioran spune că avem un păcat originar, noi românii, și că există un viciu structural, spune, în psihicul nostru, în psihologia noastră. Dar nu, avem niște probleme. Și pentru că am adus vorba de modul în care am știut să ne apreciem de-a lungul timpului valorile, de pildă. Am citit cu stupoare în Nicolae Iorga, el scrie că în Eminescu, de pildă, se arunca cu pietre pe străzile Iașului. Când Eminescu a fost în anii lui mai tulburi, să zicem, da? Ieșenii aruncau cu pietre, adică probabil strigau uite nebunul și aruncau cu pietre în el. Cel care va deveni simbolul nației și care va domina spiritualitatea, spiritul românesc în secolul 20. Pe Brâncuș l-am tratat așa cum l-am tratat. I-am refuzat moștenirea, acum ne luptăm să cumpărăm o lucrare și nu suntem capabili să cumpărăm o lucrare cu milioane, după ce sigur am fi putut beneficia de pe urma moștenirii lui în sensul cel mai bun al cuvântului. Enescu moare aproape izolat, aproape singur, într-un hotel din Paris, după ce inițial se internat într-un spital, pe cheltuiala lui Ehudi Menuhin, fostul lui discipol și altor. Pe Blaga l-am tratat cum l-am tratat, când a fost dus spre a fi înmormântat în Lancrăm, Partidul și Securitatea a aprobat cine să participe la înmormântarea lui și așa mai departe. I s-a desfințat cursul de filozofie a culturii pe care îl crease la Universitatea Babeș-Bolyai, pe care îl crease regele Carol al II-lea special pentru el și așa mai departe. Bun, și acum venim la în contemporaneitate. Deci nici în trecut n-am știut să ne apreciem valori, nu știm pur și simplu, nu știu, avem un defect există, în privința asta. Există, da, m-ați făcut curios, voi căuta și eu să văd unde Cioran, deși uneori putem atribui spuse pesimiste, pesimistului nostru n-am de serviciu. N-am întâlnit această afirmație exact, dar este ceva ce aduce schimbarea la fața României. Îmi vine în minte o glumă tristă, hai să-i spun banc, spus de, cred că de prietenul Alexander Baumgarten. La un moment dat eram la o lansare de carte și este o vizită în iad. În dreptul fiecărui butoi cu smoală este destul de multă rânduială și bine păzit. Numai la butoiul cu români nu este niciun fel de pază. Și vizitatorul, ne imaginăm așa un fel de Dante pentru vulg, vizitatorul întreabă, dar de ce la români nu este nicio pază? Zice, la românii foarte simplu. Cum se ridică unul deasupra, cum ceilalți îl trag în jos? Deci cred că ne putem îndrepta spre următoarea fază a discuției noastre, calități și defecte, via Cantemir, via Rădulescu-Motru, este ceea ce am lăsat anume pentru a doua emisiune, pentru că știam că ne va consuma un pic de timp din discuția noastră. Cred că trebuie să pornim la drum, uitându-ne la noi, cu ceea ce dumneavoastră ați declarat de la bun început și în cealaltă emisiune și în introducere, dorința de adevăr. Haideți să ne punem oglinda puțin și să ne acceptăm cu ridurile, zgrăbunțele și cicatricile pe care le avem, pentru că adevărul ne slobozește, adevărul ne eliberează. Aveți o enumerare în textele dumneavoastră destul de bine sistematizată a calităților, dar și defectelor românești. Cum le-am putea prezenta? Mai întâi aș vrea să spun că am făcut aici o distinție, o delimitare între trei atitudini în ce privește evaluarea calităților și defectelor românilor.
există atitudinea celor care n-au văzut decât calități și au refuzat să vadă defect. Orice defect. Da. Cazul Stăniloae. Exact. Și cazul școala. Stăniloae. O întreagă exact. Școală da. În perioada interbelică. Da. Da. Cineva a încercat să îl scuze pe Stăniloae, cumva, deși sigur el n-are nevoie de scuze și sunt convins că era un bun patriot și a fost sigur. Absolut un teolog profund, un gânditor profund, dar cu limitele inevitabile, nimeni nu este perfect. Îmi amintesc că a încercat să-l legitimeze, cumva să-l justifice de ce Stăniloae n-a văzut decât calități în dreptul nației române. Și spunea așa, Stăniloae era un om foarte sensibil, deci nu dorea să spună răul în față, să scoată răul în evidență, ci părțile bune, pozitive, pe de o parte, pe de altă parte era creștin și credea în restaurarea omului și a națiilor inclusiv. Deci privea cumva națiunea română în lumina escatologiei biblice. Adică omul este, știți că el a scris și o carte cunoscută, Iisus sau restaurarea omului. Da, el credea chestiune absolut biblică și corectă în posibilitatea restaurării omului după chipul Dumnezeului celui viu, după modelul cristic, să spunem. Da? Creștinismul este probabil printre puținele religii care oferă un model care este modelul cristic, un model spiritual, un model moral, după care putem să gândim, să zicem, strategia restaurării omului, a reîndumnezeirii omului, să spunem, da? Deci aceste lucruri sunt clare și sunt convins că credea în aceste lucruri. Dar pe de altă parte, dacă, așa cum spuneam în emisiunea trecută, privim realitatea în ochi, atunci trebuie să vedem și partea cealaltă, mai puțin favorabilă. Adică nu avem cum să ascundem complet sigur. Neajunsurile, sigur. Vulnerabilitățile, viciile, pentru că ascunzându-le, de fapt, le perpetuăm. Adică devenim un fel de complice ai răului. Da? Vedem un lucru rău, vedem că se întâmplă chiar cu... Și aici de-aia l-am invocat pe Cantemir, pentru că el este extrem de... El spune, domnule, sigur, îți vine greu să vorbești de rău, să-ți vorbești de rău propria nație, dar în același timp este bine să vezi și părțile celelalte pentru a le corecta. Și toți s-au gândit în felul ăsta. Deci asta este o primă perspectivă. N-avem decât calități, defecte nu există. A doua perspectivă este n-avem decât defecte și niciun fel de calități. Da. Asta este perspectiva pe care într-un fel a agreat-o și a ilustrat-o Cioran în cartea lui Schimbarea la fața României. Îmi amintesc de un episod, l-am povestit și apropo de Cioran, l-am povestit și în introducere. Prin 95, cred că țineam un curs de fenomenologia puterii la studenții de la istorie. Și, sigur, cum se obișnuiește în astfel de situații, se dă și o bibliografie. Le-am dat și o bibliografie și pentru că erau istorici, am zis, bun, haideți să citiți și trebuie să citiți și Schimbarea la fața României. Sigur, nu-i obligi, că nu poți să-i obligi să citească, dar le-am sugerat să citească. Era în bibliografie și apoi am aflat că câțiva studenți s-au dus la decanat și m-au reclamat că le-am dat să citească Schimbarea la fața României, care este o carte antipatriotică, antiromânească și așa mai departe. Și am încercat acum, intrând în text, am încercat să descifrez ce se ascundea în spatele afirmațiilor lui Cioran. Și am ajuns exact la o concluzie contrară, și anume că Cioran, de fapt, era un patriot nostalgic și adevărat și profund într-un fel, dar care suferea pentru patria lui. Îi părea rău că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie, pentru că la un moment dat chiar afirmă, zice, slabă treabă peste tot, adică nu merg lucrurile, nu merg lucrurile bine, nu merg cum trebuie. El crede că am fi putut face mult mai mult și dorința lui era să ieșim din acest minorat cultural, din acest statut de cultură minoră și să devenim măcar o cultură intermediară. Era conștient că nu vom fi probabil niciodată la nivelul marilor culturi ale lumii, că nu ne vom putea măsura cu cultura engleză, cu cultura franceză, cu cultura
germană, cultura italiană sau cu cultura rusă clasică. Rușii au o cultură uriașă, sigur, da? Sigur. Da. Deci probabil că nu vom fi niciodată la nivelul marilor culturi, dar am putea măcar să aspirăm să ajungem la nivelul culturilor intermediare. Cioran, sigur, a scris această carte la 24 de ani, deci era un tânăr impetuos, nemulțumit că, mă rog, și-ar fi dorit să trăiască într-o mare cultură, vedea tot felul de handicap, inclusiv în limba română, de aceea el a scris mult în limba franceză. Sigur, și-a scris impecabil. Exact, exact, și-a scris impecabil în limba franceză. Da, dar asta a încercat să pună în lumină părțile, inclusiv părțile bune, le vede cumva prin ochii pesimistului, adică omenia spune, păi bun, dar omenia asta nu ne-a ajutat foarte mult să înaintăm în istorie, să progresăm în istorie, adică fiind prea omenos, prea cum se cade, prea ospitalier, prea nu știu cum, nu ajungi să progresezi. Progresul înseamnă lupt, adică să te lupți, mă rog, pentru a ajunge la o anumită țintă, la un anumit nivel, o anumită cotă. Și apoi sunt, deci este această abordare, care sigur și ea este exagerată, dar în sensul celălalt, ca și precedenta abordare, da, unde prevalează doar, sau mă rog, sunt luate în considerare doar calitățile și fără niciun fel de subliniere a defectelor. Și apoi sunt acei autori, cei mai numeroși, cred, nu i-am numărat exact, dar cred că sunt cei mai numeroși, acei autori care încearcă să surprindă ambele aspecte. Și un echilibru de parte. Exact. Și calitățile și defectele. Și cum spuneam, ca orice nație de pe mapa mond, avem de toate. Avem și calități, avem și defecte. Important ar fi aici ce facem cu aceste calități și cu aceste defecte. Calitățile le îngropăm și defectele le scoatem în evidență sau încercăm să dezvoltăm calitățile și să diminuăm pe cât este posibil, poate chiar să eliminăm anumite defecte. Și avem anumite defecte, nu putem să spunem, sigur, nu mai este convenabil astăzi pentru nimeni, probabil, o abordare în genul psihologiei popoarelor, adică așa cum, care sună așa cum un fel de predestinare, adică tu te-ai născut așa, rămâi așa, nu se schimbă nimic. Nu, istoria te schimbă, lucrurile se schimbă. Am avut tot în acest dialog, îl invoc mereu, tot în acest dialog cu profesorul Boia, l-am întrebat ce îi se pare că, mă rog, că s-a schimbat, că a intervenit în modul de a gândi al românilor, în mentalitatea românilor. Și el spunea, de pildă, că asta i-a venit atunci în minte, povestea despre faptul că românii rare ori plecau din țară. Erau destul de sedentari, destul de așezați, da, în matca lor, în locul lor, în orașul lor, în satul lor, în casa lor, în gospodăria lor și așa mai departe. Deci mai greu se lăsau convinși să plece nu știu unde. Spune, au plecat la un moment dat, prin 1900, au plecat din mărginimea Sibiului, au plecat românii în America, da? Cei mai mulți s-au întors. Da, da. Astăzi însă această atitudine s-a schimbat radical. Exact. Astăzi există câteva milioane de români care sunt în străinătate. Suntem a doua țară ca migrație după Siria. Exact. Da, 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 da. Deci iată o schimbare de mentalitate, încât nu putem să standardizăm aceste, să le închidem cumva într-o cutie, să spunem, bun, astea sunt defectele, astea sunt calitățile și orice am face, nimic nu poate fi schimbat. Foarte multe lucruri pot fi schimbate. Și națiunile se educă până la urmă. Da. Și națiunile pot fi educate. Trebuie doar într-un anumit context. De pildă, s-a spus că în România, că românii, să zicem, sunt leneși în ghilimele sau că, mă rog, nu le plăcea să muncească și că, mă rog, comuniștii se făceau că îi plătesc și ei se făceau că muncesc și așa mai departe. Ei, foarte mulți români care lucrează astăzi în Occident sunt foarte harnici. Sunt foarte harnici, sunt foarte buni. Și foarte performanți. Exact, pentru că au intrat într-un alt sistem. Da, da. Din păcate, sistemul nostru este defectuos. Și motivația este alta. Exact, adică nu te stimulează sistemul să faci performanță. Chiar în vremea comunistă era această
zicală, care prindea ambele capetele problemei. Noi ne facem că muncim, ei să facă că ne plătesc. Păi da, tocmai pentru da. Că se făceau că ne plătesc, noi da. Ne făceam că exact, muncim. Era exact, o cauză-efect. Exact, da, da. Foarte important acest lucru pe care tocmai l-ați afirmat, că nu putem lua la grup, un grup atât de mare, cum sunt românii, răspândiți pe un areal atât de mare și să spunem toți românii sunt leneși, toți exact. Românii sunt. Da, da. La fel cum nu putem spune despre calități, românul s-a născut poet, da, pentru da. Că probabil vom ajunge... Sigur, în general noi aici aplicăm un principiu care până la urmă se dovedește inoportun, un principiu pe care latinii îl formulau așa, Vergiliu în Eneida îl scrie despre el, ab uno dice omnes, după unul îi judeci pe toți. Da. Adică spui, bună domnule, nu poți să formulezi judecăți de genul românii sunt leneși sau românii sunt areligioși sau sunt religioși toți, da, așa mai da, departe. Da. Românul e credincios sau românul este ospitalier. Exact, pentru românul că... este, pentru că sunt unii care sunt mai puțini ospitalieri. Unii sunt într-adevăr ospitalieri, alții sunt mai puțini. Sau românul este da. Bun prin natura lui, românul este blând. S-a văzut la pogromul de la Iași când au fost scene absolut incredibile, civili care au ucis sigur. Fără exact. Niciun fel și un român înregimentat în anumite, am avut mineriadele, da? Deci românul bun, ospitalier, minerii atunci au lovit copiii care erau de vârsta copiilor lor. Da, 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 și în momentul când aici ne întoarcem la Rădulescu Motru, care la un moment dat face o observație foarte... Românul este viteaz când este în grup. Da. Românul viteaz singular, dar spiritul gregar, acela, spiritul de gregar, turmă, spiritul da, de turmă, da, 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 da. Care nu cred că aparține doar românilor până una alta, ci psihologia socială ne arată că atunci când un individ este plasat într-o comunitate, sunt celebrele studii referitoare la războiul din Vietnam. A fost un fiu de pastor la un moment dat, a povestit grozăviile pe care le-au făcut în războiul din Vietnam, au dat foc la un sat întreg de vii, i-au ars cu napalm. Da. Și regretând cu lacrimi noi spunea, nu știu ce s-a întâmplat atunci când eram împreună, parcă era un duh care ne-a cuprins pe toți. Da, lucrurile da. Sunt nu neapărat explicabile demonic, ci da, este un demon al războiului, este această armată de duhuri care, despre care vorbește Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, duhurile ale răutății sunt acestea, dar nu putem pune numai acolo. Există psihologic explicabil că orice individ, orice națiune, în momentul când este plasat într-un context nepotrivit, poate să reacționeze într-un anumit fel. De aceea nu putem spune românii totdeauna când sunt în grup funcționează. Da, Germania în timpul războiului oferă un exemplu foarte concludent despre ce înseamnă contaminarea spiritului unei națiuni, psihicului unei națiuni, pentru că ce s-a întâmplat, toate grozăviile care s-au întâmplat acolo și care au fost induse, sigur, astăzi dacă îi spui unui german civilizat, dacă îi arăți toate aceste orori, nu se recunoaște în oglinda exact, respectivă. Da, chiar am văzut un film recent, Mamele noastre, tații noștri, este extraordinar, un film extrem de profund, extrem de complex, făcut de nemți, făcut chiar de ei, în care arată în ce fel războiul i-a pervertit pe oameni. Deci este un alt context. Acum, eu am încercat în această introducere, am atașat o listă cu calități și defecte. O am aici într-o anexă la introducere și am încercat l-am rugat pe asistentul meu pentru acest proiect să inventarieze cumva aceste calități și aceste defecte și el, sigur nu putem să discutăm despre toate, ar merita probabil să discutăm, să actualizăm aceste lucruri. Dar el începe cu Cantemir aici și e o listă întreagă, fiecare ce... Foarte bine sintetizată. Exact, da, da. Ce calități vede și ce... Puteți eventual să le enumerați pentru telespectatorii noștri? Da, sunt foarte, foarte multe, foarte multe. De pildă, Cantemir vorbește despre credința adevărată și despre ospitalitate. La defecte vorbește despre lipsa educației, năravul rele, trufia, beția, desfrânarea, lenea, preacurvia și așa mai departe.
Constantin Rădulescu Motru vorbește despre curajul în grup, mă rog, uh-huh. asta spune că este un defect, dar este, poate fi și o calitate, da. Pentru că asta ne-a salvat, cumva spune, de-a lungul istoriei, da. Așa, apoi despre unitatea limbii, iarăși, pe care am mai pomenit-o, sufletul unitar și așa mai departe. Vorbești despre defecte, defectele sunt întotdeauna mai numeroase, deci lista cu defectele este mult mai mare. Este conformismul, frica, formalismul religios. Ar merita probabil foarte să discutăm puțin, da, despre chestiunea asta, da. Naționalismul, rasism etnic, da, inconsecvență, instabilitate, gregarism, uh-huh. temperament anarhic, neîncrederea, imitarea superficială a valorilor occidentale, pe care o remarca și Titu Maiorescu. Uh-huh. În, formele fără fond. Exact, formele fără fond și așa mai departe. Deci este o chestiune. Eu cred că ar fi foarte important însă să spunem ceva, apropo de calități și defecte, referitor la modul în care românii înțeleg astăzi să-și valorifice potențialul propriu. Și vorbim aici de potențial în sensul larg al termenului, deci mă refer și la potențialul material, bogățiile subsolului și așa mai departe, dar și la potențialul uman. De pildă, vă spun ceva din domeniul meu de referință, din educație, din învățământ. Într-o singură zi, datorită unei legi stupide, legea Funeriu, au fost disponibilizați din învățământul universitar 1400 de oameni. Cadre didactice, foarte mulți profesori și așa mai departe. Mulți dintre ei patriarhi academici. Exact. Da. Am mai fost convins că din aia 1400 nu erau toți genii sau toți extraordinari, dar cu siguranță că erau oameni valoroși pe care ar fi meritat să-i păstrăm. Și făceam o comparație, am fost de mai multe ori în America și cu siguranță vă este cunoscută și dumneavoastră. Locuiam în gazdă, am avut o bursă de un semestru la Universitatea din Berkeley, în California, și locuiam în gazdă la niște români, la niște frați români. Și domnul respectiv era altfel foarte talentat, foarte priceput, avea o afacere care mergea atunci foarte bine, dar el nici nu vorbea limba engleză, nici nu, deci nu avea, mă rog, nu era foarte, foarte bine integrat, ce mergea la biserică românească și așa mai departe, era integrat în comunitatea românească, dar nu în comunitatea într-o americană. Microcultură. Exact. În schimb, făcea produse, onora comenzi pentru NASA. Deci avea o firmă mică, de regulă firmele mari, pentru firmele mari era nerentabil și era subcontractat astfel, exact, și el făcea aceste piese mici pentru rachete, pentru... Probabil era un foarte bun strungar. Exact, da, era un foarte bun strungar, un excepțional strungar. Deci americanii știau, asta este una din virtuțile națiunii americane, a știut întotdeauna să-și valorifice foarte bine potențialul și bogățiile naturale, bogățiile cu care a înzestrat Dumnezeu America, dar și potențialul uman. Iată, ceea ce migrant. Noi, din păcate, nu știm. Am un prieten bun, profesor Spăriosu, care este de origine română, plecat cu 40 ceva de ani în urmă în Statele Unite și a făcut doctoratul la celebra Universitate Stanford. Acum este profesor emerit la Universitatea George din Athens, are 72 de ani și la 70 de ani a fost numit directorul Departamentului de Literatură Universală Comparată și Studii Interculturale. Da. La 70 de ani. Am cunoscut pe cineva, o doamnă din Statele Unite, o evreică din Pittsburgh, care până la 86 de ani, atunci a dorit ea să se retragă, să se pensioneze, a lucrat ca profesor de istorie a artei la Universitatea din Pittsburgh. Deci toate națiunile care, chinezii acum încearcă să recupereze oameni de care alții se debarasează. Noi nu suntem deloc în situația de a ne... 15.000 de medici români, peste 15.000, au plecat peste hotare, în timp ce spitalele, mai ales spitalele de stat din România, suferă de absența unor... La un moment dat, nu știu, într-un orășel mai mic din România, știu că un spital rămăsese complet fără anestezist. Deci avea secție de asta, dar nu avea anestezist. Plecase anestezistul în străinătate și așa mai departe. Ori asta este o pierdere imensă.
Noi ne lăudăm, de pildă, cu olimpicii pe care avem și spune că da, suntem o nație de olimpici și așa mai departe, ceea ce este adevărat până la un punct. Numai că, din păcate, ne debarasăm foarte ușor de acești copii dotați. Da, 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 da. Și un sondaj recent de opinie arată că cei mai mulți tineri, vreo 10% sub 1%, am înțeles, ultimele date sunt sub 1% dintre cei care sunt olimpici, rămân în sistemul de stat, da, da. Majoritatea merg spre sisteme private și da. Cea mai mare majoritate, cum da. Bine spuneți, da. Spre sisteme private da. Din alte țări. Da. Dar dramatic e faptul că foarte mulți din cei intervievați, dintre tinerii români, spun că un procent impresionant de 80% spun că doresc să părăsească România și că ar părăsi o mâine. Da. Și că după studii, deci ei stau aici, își fac studiile pe cheltuiala statului român, da. Sau în orice caz plătind taxe modice față de taxele care se percep în Occident, da. Da? Și după ce termină medicina, termină, mă rog... Vor migra. Exact. Și pleacă după aceea. Da. Deci pierdem un potențial uriaș. Extraordinar. Ceea ce este impardonabil. Și... Adică asta te duce uneori cu gândul că avem un defect de fabricație, deși n-aș supralicita mergând atât de departe, dar e clar că ne lipsește. Deci nu știm, nu facem, nu evaluăm corect da, situațiile. Această invidie românească, românul este, dacă e vorba de un defect fundamental, românul este invidios prin natură, da, să moară capra vecinului, da, nici mie nu merge bine, da, și nici ție să nu meargă nici vecinului și atunci să-mi mulțumim. Și la noi acest sentiment de al meu, a mea, spațiul meu, curtea mea, uneori este paradoxal administrat. De aici aș vrea să facem următorul pas spre patriotism autentic, naționalism, patriotism lozincard. Ce este patriotismul? Acest al meu, al mea, patria mea, țin la țara mea. Am văzut acum sportul este o modalitate de identificare. Dacă îmi spuneau studenții mei care au fost în Turcia, spune, dacă spuneam că suntem români și suntem imediat hagi. Yeah. Avem printre aceste percepții deformate despre noi și o percepție, cred, puternic afectată despre ce înseamnă a fi patriot, ce înseamnă să-ți iubești locul, să-ți iubești țara. Cum ați defini pentru telespectatorii noștri și cum am face apoi diferența între patriotism și naționalism? Există naționalismul întotdeauna este rău? Patriotismul da. Poate deveni ceva da. Toxic la un moment dat? Da. Termenii s-au cam demonetizat. Uh-huh. Cel de patriotism în mod sigur, dar și cel de naționalism. A existat un naționalism bun, de pildă naționalismul care i-a animat pe cei care au făcut Marea Unire din 1918. Da. Da? Au fost oameni de stat, au fost intelectuali de prim plan care au reușit, de fapt, cea mai mare performanță a României din perioada interbelică să realizeze Unitatea Națională, România Mare. Deci acești oameni aveau un soi de naționalist care era un naționalist bun. Acum, sigur există și un naționalism rău, un naționalist care încearcă să se afirme în detrimentul altor naționalisme, să zicem. Deci încerci cu tot din adinsul să-ți promovezi propria identitate, propriile valori în dauna celorlalți. Patria, patriotismul, patria, deci au devenit, din păcate, la români, de chiar mai ales după 89, au devenit un fel de vorbe în vânt, așa, un fel de vorbe goale, fără acoperire. Să ne amintim de pildă că imediat după 89 s-a clamat, nu ne vindem țara. Și apoi s-a vândut, s-a furat tot ce s-a putut fura și s-a vândut tot ce se putea vinde. Deci, a fi patriot, cred că înseamnă să simți în interiorul tău, în lăuntrul tău, să simți că aparții unei patrii și să încerci să faci ceva pentru ea, adică pui, așa cum spunea Kennedy, nu aștepta ca patria să facă, sau nu te întreba
poate să facă patria pentru tine, ci întreabă-te ce poți să faci tu pentru patrie. Da. Ma, sigur, e bine când se întâmplă amândouă, când și tu faci ceva pentru patrie și patria face ceva pentru tine, este clar. E din păcate, e foarte, foarte găunos acest, adică cei care, așa zis și patrioți care au venit, eu de exemplu cred că Cioran era un patriot, sincer, un patriot adevărat. Spunea la un moment dat, parcă iubesc România sau iubesc istoria României cu o ură grea și așa mai departe, deci chiar a suferit pentru, da. Dar nu toți cei care etalează sentimente patriotice sunt patrioți veritabili. Deci avem, judecăm după fapte până la urmă. Da, avem, adică ce ai făcut pentru... Din păcate, din istoria recentă, acest patriotism caragialesc, ridiculizat de maestru Caragiale, patriotism al declamațiilor, patriotism al declarațiilor, patriotism al retoricii găunoase. La un moment dat ați văzut că în introducere scriu despre junimiști și despre contribuții. Chiar vreau să citesc dați-mi voie să lecturez. Împotriva direcției de azi din cultura română, atrasă de lumină, junimea noastră întreprinse acea emigrare extraordinară spre fântânile științei din Franța și Germania, care până astăzi a mers tot crescând și care a mai dat României liberă o parte din lustru societăților străine. Din nenorocire, numai lustruri din afară, căci nepregătiți precum erau și sunt tinerii noștri, uimiți de fenomenele mărețe ale culturii moderne, ei se pătrunseră numai de efecte, dar nu pătrunseră până la cauze. Văzură numai formele deasupra ale civilizațiunii, dar nu întrevăzură fundamentele istorice mai adânci care au produs cu necesitate acele forme și fără a căror preexistență ele nici nu ar fi putut exista. Și astfel, mărginiți într-o superficialitate fatală, cu mintea și cu inima prinse de un foc prea ușor, tinerii români se întorceau și se întorc în patria lor cu hotărârea de a imita și de a reproduce aparențele culturii apusene cu încrederea că în modul cel mai grăbit vor și realiza îndată literatura, știința, arta frumoasă și mai întâi de toate libertatea într-un stat modern. Ce ați citat din împotriva direcției de astăzi în cultura română, Maiorescu, 2005. Maiorescu îi vizează aici pe pașoptiști, este clar. Cred că este totuși și ușor nedrept Maiorescu cu pașoptiștii, pentru că era o altă perioadă. Da. România își întorsese fața dinspre Imperiul Otoman și dinspre Orient, spre Occident. Deci încerca să preia valorile occidentale, dar e ca și cu intrarea noastră în Uniunea Europeană. Din păcate nu eram pregătiți să preluăm aceste valori. Și atunci au gândit că imitația, a imita modelele occidentale, este cea mai bună variantă. Și în felul ăsta s-a născut în mintea lui Maiorescu celebra teoria formelor fără fond. Însă aceste forme fără fond au funcționat și funcționează și în altă parte. De ce? Pentru că fondul atârnă într-o anumită măsură de formă și dădeam ca exemplu cultura democratică. Deci vrei să dezvolți o cultură democratică, cum o dezvolți? Adică o dezvolți tot în cadrul unor structuri democratice. Structuri democratice pe care trebuie să le creezi. Așa cum am creat după 89. Deci după 89 a funcționat aceeași paradigma a formelor fără fond. Am creat parlament, exemplu. Da? Era nevoie de parlament. Vedem bine că parlamentul nu funcționează după standardele după care ar trebui să funcționeze. Nici alea occidentale nu funcționează impecabil. Dar în România e clar că parlamentarii urmăresc alte interese. Cineva îmi spunea că cineva care ajunsese deputat îmi spunea, domnule, în primele luni parlamentarii români discutau numai despre consiliile astea de administrație din care ar trebui să faci parte ca să fii bine remunerat, unde, în ce delegație ar trebui să pleci ca să ți se dea o diurnă mai consistentă și așa mai departe. Deci nu erau preocupați de... Dar nu poți dezvolta altfel. Adică nu poți dezvolta cultura democratică în cadrul unor structuri totalitare, dictatoriale. Degeaba avem, logic, degeaba avem supa dacă nu avem formele în care să o punem. Exact, trebuie să avem blidele. Deci sunt ambele laturi importante. Este important și fondul, este importantă și forma. Când nu ai fondul, de exemplu, eu chiar am fost implicat, am fost actor într-un astfel de proiect în care am creat forma fără să existe fondul. Când s-a înființat facultatea de științe politice și administrative. Era în 1995, cred,
ni se oferea printr-un program american o sponsorizare consistentă ca să creăm, a fost vorba la început de un departament de științe politice, eu am venit cu ideea să creăm o facultate de științe politice și administrative și apoi am adăugat și științele comunicării și așa mai departe. Dar nu exista niciun fel de tradiție. Primul curriculum pe care l-am făcut a fost extrem de eterogen. Adică cuprindea de toate. Da, am zis, da. Bun, ce ar trebui? Păi hai, ce avem în universitate? Să vedem, păi avem istorie. Bun, hai să băgăm istorie. Mai multe istorii. Cine poate să țină cursul X, Y, Z și așa mai departe. Da. Eu, la un moment dat, am ajuns să țin vreo 7 sau 8 cursuri. Deci predam ceea ce echivalează cu o sinucidere intelectuală, pentru că e imposibil să acopere absolut totul, da? Devenisem un soi de enciclopedist, țineam toate aceste cursuri pentru că nu era cine să le țină, adică nu erau specialiști. L-am adus apoi pe Emil Boc, mă rog, care a asumat disciplina de drept constituțional și mai departe. Și, mă rog, împreună am încercat să alcătuim, să dăm fond unei forme. Deci ea a funcționat. Această idee. N-a existat niciun fel de tradiție în domeniul științelor politice. A fost o tentativă în perioada interbelică care însă a eșuat. Deci nu, aveam juriști, aveam tradiție în domeniul ăsta, aveam filozofi, eu am terminat filozofia de pildă, aveam istorici, aveam oameni de litere și așa mai departe. Deci existau facultăți cu tradiție care funcționa și în comunism. Dar nu existau științe politice. Deci era foarte greu de să spui să aștepți. Bun, întâi așteptăm să-i formăm unde să-i formăm. Da, sigur, au mai venit și profesori din străinătate, dar a trebuit să ne adaptăm din mers și să ne pliem pe aceste forme fără fond, încercând apoi să le dăm consistența fondului. Și în alte domenii s-a întâmplat așa, s-a întâmplat la fel cu școlile de teologie din România. Am importat mult, am tradus foarte multe teologie din Occident, după care am încercat să ne turnăm propriile noastre teologii înrădăcinate în spiritualitatea locală. Și pentru că vorbim de spiritualitate, este românul profund religios, este un om religios. Ce s-a întâmplat la referendum ne-a spulberat un mit despre român, și anume că românul este familist, că românul este ține la valorile tradiționale, românul este înclinat spre ceea ce numim cu majoritatea dintre noi normalitate, este cumva un compleant la învățăturile scripturii și referendumul a fost o dezamăgire. Poate are un și cauze, rece, poate are și alte cauze, dar cred că una dintre cauze este această nepăsare dincolo de cauzele politice și implicările unor partide sau altele, sau că a fost programul unui anumit politician sau așa mai departe. Cred că este ceva care ține totuși de structura lăuntrica română, nu credeți? Da. Acum, dacă vorbim statistic, statistica ne arată că românii sunt extrem de spirituali, extrem de credincioși. Dacă peste 90% se declară credincioși, cred că atingem una din cotele cele mai înalte din Uniunea Europeană. După Rusia și Ucraina, cred că suntem pe locul 3. Dar în orice caz suntem undeva foarte sus în ce privește... Înaintea grecilor. Da. Ceea ce-i surprinzător. Dacă însă stăm să analizăm serios și încercăm să pătrundem în adâncime, să vedem ce fel de credință, despre ce fel de credință vorbim, atunci o să constatăm ceea ce constata și Motru, cu regret, că este un soi de spirit de religiozitate mai curând. Adică este o credință formală, la foarte mulți români, o credință formală pe care, din păcate, faptele nu o confirmă. Dacă deschidem un ziar sau deschidem un post de televiziune, o să vedem că se întâmplă în țara asta foarte, foarte multe lucruri care sunt contrare credinței. Și atunci pe mine mă duce gândul la afirmația Apostolului Pavel din Epistola a doua către Timotei, în care vorbește despre oamenii zilelor din urmă, unde îi caracterizează ca având o formă de evlavie, dar tăgăduind de puterea. Exact. Deci cam așa cred că suntem noi credincioși. Deci suntem mai curând religioși într-un sens formal, adică avem această, mergem și... Bisericoși. Exact, mergem și ne închinăm la moaște, facem cruci, chiar dacă nu credem profund în... Deci dacă ar fi să pătrundem mai adânc, din păcate, cercetările care s-au făcut la noi au rămas destul de la suprafață, adică n-au pătruns în adâncimea
credinței, să vadă ce fel de credință au românii. În ce, da. Da, și e o credință ciudată, inclusiv poate o să tentez la un moment dat, eu nu mă pot ocupa din o mulțime de pricini din astfel de studiu, dar l-aș motiva pe un lingvist, un cercetător să investigheze de ce românul are atât de multe înjurături cu obiecte bisericești. Nu, da, scapă absolut, da, nimic, exact. Din tindă până în altar, da. Totul este... Fiecare jurătură invocă numele lui Dumnezeu sau asta, da. Sau Pedro, da. Acum, și aici trebuie să fim însă foarte atenți. Spunând asta, am generalizat deja. Da. Nu sunt așa toți românii, evident. Da. Sigur, deci sigur. Sunt români care sunt convinși că au o credință puternică, o credință adevărată și cred că sunt mulți, nu știu cât sunt, că e greu statistic de spus, bun, ăștia sunt credincioși veritabili și ăștia nu. Dar în mod cert există credincioși adevărați în rândul românilor. Cu siguranță. Da. Și nădăjduim să fie, da, așa. Eu am plecat aici de la o statistică, de aia spuneam, da, 90% declară. E clar că nu sunt 90% foarte credincioși, pentru că îi contrazic faptele, din păcate. Din păcate. Din păcate, iată că ne apropiem și noi de finalul celei de-a doua emisiuni, Cine sunt românii? Pe scurt, o perspectivă optimistă și o perspectivă pesimistă sau invers? O perspectivă pesimistă și una optimistă, da, pentru următoarea sută de ani? Da. Eu am început cu perspectiva pesimistă și apoi am venit cu perspectiva optimistă, lăsându-i pe cititor să aleagă. Sigur, există multe motive de pesimism. Faptul că în 30 de ani n-am reușit să facem lucruri care ne-ar fi fost într-un fel la îndemână, pe care le-am fi putut face. De pildă, n-am reușit să construim o autostradă de la A la Z. Și alte, multe alte lucruri. Ne-am lipsit de un potențial uman, așa cum spuneam. Am irosit o serie de bogății și am încercat să le risipim și pe altele, pe scazul Roșia Montană. Sau... Deci lucrurile nu, n-avem încă un proiect de țară. Lucrurile nu, justiția pe care, mă rog, spuneam despre magistrați că au pensii speciale, pensii uriașe, venituri uriașe, dar justiția șchioapătă în România. Am văzut verdicte halucinante, adică tot felul de sunt multe, nu recuperăm prejudiciile și mai departe, închidem oamenii, dar banii rămân luați, rămân... Da. Sunt foarte multe lucruri care nu sunt în ordine, care nu merg bine. Dar există și un soi de optimism. Faptul că avem totuși un potențial, dacă vom. Faptul că suntem parte a Uniunii Europene, că facem parte din NATO, nu știu dacă e cel mai mare avantaj, pentru că aici vine amenințarea din răsărit. Da. Pentru că suntem, apropo de și deja sunt amenințări și tensiuni, exact, din zona respectivă. Exact, da, de veselul și de toate celelalte discuții care există. Dar evident că este un mare pas înainte, numai că și aici, din păcate, n-am fost primiți, să zicem, pe merit în Uniunea Europeană. Nu eram pregătiți. Ăsta este adevărul, nu eram pregătiți. Aveam dorința, sondajele indicau o dorință acută, fierbinte a românilor de a accede în Uniunea Europeană, numai că, din păcate, n-am fost întru totul pregătiți. Și acest lucru se vede și acum, se vede de pildă în felul în care am vrut să absorbim fondurile structurale care ne erau destinate și care ar putut să ne ajute să facem lucruri foarte importante. Deci multe, foarte multe lucruri nu merg bine și n-au mers bine în, vorbesc de perioada asta de după 89. Da. Sigur, au fost probleme și în perioada interbelică, au fost mari probleme sub comunism, sigur. Comunismul ne-a deturnat, comunismul a însemnat o înfundătură a istoriei. Ne-a deturnat de la linia normală pe care... Dacă ne-am întrebat cum ar fi, sigur, nu putem relativiza istoria s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat, istoria cu I mare, noi o scriem acum, dar ea a fost așa cum a fost, însă e clar că un rol nefast în pervertirea noastră l-a avut comunismul și prezența omului nou pe care comunismul a visat să-l realizeze, care a fost un eșec, un avorton, dar vedem încă prezența mentalității de om nou, așa cum au indus-o comuniști, o vedem și astăzi. Încă mai avem 10 ani,
probabil de Da. răbdat, și dacă vom ieși din Da. această pustie de Da. 40 de ani, cum a fost poporul, până și poporul Israel, ar trebui 40 Da. de ani de Exact, epurare, de da. curățire, Sunt probabil. convins că vom ieși, adică nu sunt un pesimist incurabil, încerc să văd partea luminoasă, bună a lucrurilor, sunt convins că, însă pentru a ieși din această stare, din această situație, trebuie să ne uităm cu atenție în oglindă, să ne vedem așa cum suntem, să ne recunoaștem și defectele. Și Nu probabil avem asta doar e, calități, avem și exact, defecte. probabil asta este cea mai mare lecție pe care o putem lua din această a doua noastră întâlnire, să ne uităm în oglindă, să ne gândim la ce spune Iacov, ne privim fața firească într-o oglindă și pentru ce ne privim, să ne corectăm imperfecțiunile acelea care se pot corecta, să fim realiști, să privim adevărul, că adevărul ne face slobozi. Sigur, și să luăm valabilă soluția din Cartea 2 Cronici 7 cu 14, dacă poporul meu Nu se se va va smeri și așa mai smeri, departe, da. sigur. Și acolo Da. este o promisiune a binecuvântării. Vă Da. mulțumesc, stimate domn profesor, Cu drag. pentru timpul investit față de telespectatorii noștri care sunt sigur pleacă cu un pic mai multă nădejde. Cine suntem noi și cine am putea fi dacă ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu să ne conducă destinele ca nație. Dragii mei, vă mulțumesc. Și nu descurajați, suntem români ușor descurajați și ușor ne aplecăm spre doinire, dar avem și o vână sănătoasă în sângele nostru care probabil așteaptă să iasă la iveală, să fie descătușată după ce vom ieși din pustiul acesta spiritual în care ne aflăm. Și lumina cred că vine de sus, dinspre Mântuitorul și Salvatorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Cu Mulțumesc plăcere. tuturor!